După ce zice ministrul sănătății din UK, nu ce face acesta, deși prioritatea numărul unu a acestuia este sănătatea britanicilor, nu același lucru se aplică atunci când vine vorba de propria persoană. Fotografia cu ea în timp ce trăgea dintr-un trabuc cu un pahar de șampanie în mână a devenit virală și a strănit mai multe întrebări legate de sănătatea ei. Aceasta însă a clarificat repede lucrurile. You're not necessarily the best example to be the Secretary of State for Health. Coffee, how would you respond? Well, my focus is on how we deliver for patients, and uh, I appreciate I may not uh, be the role model, uh, but I'm and sure that chief, I. Medical I. I and and others, <laughs> chief medical officer and others, <laughs> chief medical officer and others, I'm sure will continue to uh, uh, be uh, role models in that regard, and I will do my best as well. But should someone who enjoys a smoke and a, and, a, and a drink be the boss of the health service? I know I'd never get it. Well, I'm the secretary of state for health and social care, and that's what I'll be focused on <laughs> delivering. Interviul a fost întrerupt la un moment dat de Dr. Dre, nu de artist, ci de piesa acestuia pe care ministrul sănătății din UK a folosit-o ca alarmă pe telefon, cel mai probabil ca să-și amintească să-și ia pastilele. Just realised my alarm is going off on my phone. Oh my apologize. goodness! What is the alarm You're for? You're getting a bit of Dr. Dre. You're... It's just an eight o'clock alarm. Sorry. It is Dr. Dre, is it?